Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă emisiune, interviu cu Flora Ordean. Iată-ne astăzi oaspeții doamnei dr. Maria Andrici, managerul Spitalului de Urgență Roman, care a avut amabilitatea să-și răpească din timpul dumneaei pentru a realiza o primă emisiune aici la Roman 24. Bună ziua și bine v-am găsit la dumneavoastră acasă, doamnă director. Bine ați venit! Câte luni sunt de la instalarea dumneavoastră în funcție? Am preluat funcția pe 26 octombrie, 6 luni au fost interimar, iar din aprilie, când am dat examenul, sunt 2 luni și... Ne spuneați atunci când v-ați înhămat la o muncă pe care doctori experimentați au refuzat-o, că este tentația specialistului de a își încerca forțele nu doar ca un medic chirurg cunoscut și căutat de pacienți, ci și într-un domeniu care vă era la un moment dat mai puțin familiar. Era vorba de un management sanitar, managementul sanitar, care oricum nu este așa de ușor într-una din instituțiile cele mai numeroase ale Romanului. Vorbim de Spitalul Roman cu un efectiv de aproape 800 de salariați, un medic tânăr, știu eu, nu este chiar așa ușor să se acomodeze. Într-adevăr, nu este ușor, dar știți, din afară poate totul pare ușor până când nu vii și nu vezi despre ce este vorba, nu te întâlnești cu probleme, trăiești cu impresia că, domnule, ce face managerul acolo? Nu, sunt probleme complicate și abandon venind, pe parcurs. Venind, da. Am văzut și eu, într-adevăr, este greu, dar cu ajutorul lui Dumnezeu, cu ajutorul colegilor, avem o echipă foarte bună, sudată, da, și ne înțelegem foarte bine și cu ajutorul lor mergem mai departe. Nu, pe mine m-a mirat decizia dumneavoastră de a trece dincolo de acea perioadă de interval, pentru că au fost abandonuri. Ați venit la conducerea spitalului după doctorița Banu, da, care abandonase. Banu a avut o problemă de familie și din cauza asta a renunțat. N-a abandonat de greutate sau de alte motive. Sunt alte probleme pe care numai dumnea ei le știe. N-a vrut să le spună, știți, dar... S-a descurcat și dumneai, zicem, nu? Acum, între timp, știu că ați urmat la București un curs de management sanitar. Acum aveți și batalamaua la mână pentru acest lucru. Când ați fost pentru și ați dat examen pentru management sanitar? Da, cursul l-am făcut la Școala Națională, dar cursul s-a ținut la Iași, pentru că eram 60 de participanți din Moldova și s-a ținut la Iași în perioada sfârșit octombrie până la sfârșitul februarie, în fiecare joi, vineri, sâmbătă. Examenul l-am susținut pe 12 iunie. Acum, recent. Este vorba despre o secție a Institutului Național de Administrație Publică. Nu, este cursul în cadrul Școlii Naționale de Management Instituțional. Da. Atestat în managementul sanitar. Cum v-ați acomodat? Să discutăm un pic de acomodare, că după aia, de fapt, nici nu prea a fost timp așa de mare, pentru că s-au intrat direct în probleme și în problemele majore ale Spitalului Roman, care nu sunt deloc ușoare. Într-adevăr, timp n-a fost. Deci am preluat pe 26 octombrie, iar joi pe 28 deja am început și cursul la Iași și am fost într-o fugă continuă, Romania și dar m-am acomodat, spun că este bine, până la mai bine mai este, dar
cu timpul, cu ajutorul colegilor? Deși este vară și toată lumea ar presupune că lucrurile sunt un pic mai relaxate, iată că nu este deloc așa, nu vorbim de secție, că acolo lucrurile stau altfel, ci vorbim de conducerea administrativă a spitalului. Lucrurile nu stau așa pentru că vă aflați într-o perioadă foarte grea, aceea de pregătire a semnării noului contract cadru, care știm că vă ridică probleme deosebite, pentru că între timp s-a cam devalorizat banul, serviciile medicale sunt plătite la fel ca altă dată, din ce în ce mai nemulțumiți și nu este tocmai simplu să vă descurcați cu ceea ce vă revine de la casă, ca și sursă de finanțare vorbim. Da, într-adevăr, suntem în proces de derulare a contractului cu casa. Au apărut și noutăți și modificări la contractul cadru pentru anul 2016-2017. Aș putea să spun care sunt aceste modificări. Chiar vă rog, și o să vă mai pun eu întrebări. Da. Deci se întărește obligația generală a furnizorilor de servicii medicale de a informa asigurații despre consecințele nerespectării indicațiilor terapeutice. Se referă la acei pacienți care refuză internările, care refuză, să spunem, intervenția chirurgicală și atunci noi trebuie să fim acoperiți, eventual trecut în foaia de observație, că pacientul a fost informat, i s-a spus dacă refuză, ce riscuri sunt, semnează, tocmai pentru a fi acoperiți și noi. Să nu, sunt mulți care le explici și apoi pleacă în altă parte și spun, a, dar eu n-am știut că trebuia să mă operez, a, dar mie acolo nimeni nu mi-a spus nimic. Ei, dacă se ajunge mai departe, atunci semnătura pacientului pe foaie ne poate salva. Plus, deci totodată se clarifică obligația furnizorilor de respectare a protocoalelor terapeutice în vigoare. Aceste protocoale terapeutice, la nivel național, ar trebui să existe un ghid național de protocoale pe toate specialitățile. Nu există acest ghid pe toate specialitățile. Sunt protocoale naționale doar pe ATI, sunt protocoale naționale pe chirurgie doar în două diagnostice, cancerul de colon, din câte am înțeles, și încă un diagnostic pentru noi pe ortopedie, ce mă frământă pe mine mai mult, nu avem niciun ghid național cu protocoale și din acest motiv apar și discuțiile. Vine la Roman, de ce mi-ai pus plăcuță din aia și de ce nu mi-ai pus plăcuță blocată? De ce mi-ai pus tijă simplă și nu mi-ai pus-o blocată? Cei de la nivel național nu-și asumă această problemă, tocmai pentru că atunci când dai un ghid, un protocol național, ar trebui să asiguri la toate spitalele ceea ce scrie în protocol. Adică ai spus fractura de gambă, pui o tijă blocată, păi trebuie să asiguri spitalului și tuturor spitalelor, mai bine zis, tija blocată. Pe acest motiv, pentru că nu sunt bani să asigure materialele de osteosinteză, mai bine să nu dea acest protocol și fiecare să-și facă protocoale la nivel local. Și atunci aceste protocoale la fiecare spital diferă de la un spital la altul. O altă problemă ar fi că s-a discutat la un moment dat, ne-am întâlnit managerii de spital la Iași la o conferință oameni și companii și s-a pus în discuție aceste protocoale. S-a zis, domnule, ok, fiecare spital cu protocolul lui, dar totuși la nivel județean aceste protocoale nu trebuiesc contrasemnate, cum ar veni, semnătura colegiului național, da, de pe județ. Nu și asumă nici cei de la Colegiul Național să semneze sau să spună, da, domnule, ăsta este protocolul pe județul Neamț, ați respectat protocolul. Sau pe, nu musai pe județul Neamț, cât pe Spitalul Roman, că poate veniturile la Spitalul Județean sunt altele și atunci... Acolo e o groapă fără fund, așa cum știm și ați văzut un management defectuos.
de care cel puțin s-a plâns Consiliul Județean, care e principalul finanțator, acolo s-a plâns tot timpul. Și aici, cum spune acum Casa de Asigurări, să obligația furnizorilor de a respecta protocoalele terapeutice în vigoare, stau și mă întreb care sunt acele protocoale terapeutice, atâta timp cât ele nu sunt naționale. Deci ar trebui întâi să-și asume, să dea aceste protocoale și apoi să ne oblige să le respectăm. Să vedem exact despre ce este vorba. O altă modificare, acordarea gratuită a vizelor epidemiologice pentru reintrarea în colectivitate și a adeverințelor medicale pentru preșcolari și elevi. Totodată poți să-ți schimbi medicul de familie mai devreme de o dată la 6 luni. Sunt anumite situații când îți schimbi domiciliu sau ești în arest preventiv sau la încetarea stării respective. Pentru asistența medicală ambulatorie se introduc noi proceduri diagnostice, electromiograma și evaluarea cantitativă a răspunsului galvanic al pielii, precum și tratamentul fracturii amielice fără deplasare a coloanei vertebrale. Până acum nu primeam puncte cum ar veni, nu eram plătiți pentru acest diagnostic. Totodată, pentru medicina dentară se prevede că minorilor li se vor putea acorda consultații odată la 6 luni. Spuneați, doamnă director, că este vorba de acea reluare ca odată la 6 luni să fie revizuit acest lucru. Despre ce este vorba? Fiecare dintre noi avem un medic de familie. Sunt persoane care doresc să-și schimbe medicul de familie. Despre asta este vorba. Cei care doresc să-și schimbe medicul de familie pot să o facă la 6 luni, mai devreme de 6 luni, pentru anumite cazuri. Și cum spun dumnealor, cei care și-au schimbat domiciliu, au plecat dintr-o localitate în alta și atunci trebuie să ai și un medic de familie, sau cei care sunt în arest preventiv trimiși în altă parte. Sau pur și simplu da. Nu-ți mai convine da, medicul sau, de familie. Da, dacă nu-ți convine medicul de familie, trebuie să aștepți 6 luni de când ai fost înscris la acel medic. Dacă eu vreau să-mi schimb medicul, să spun acum, pot, pentru că sunt la medicul meu de ani de zile și atunci nu am. Dar sunt persoane care tot sunt nemulțumiți, pentru acei nemulțumiți se plimbă, mai da, mult. Se plimbă de la un medic pe mine la altul. Alte modificări, efectuarea de remene de sân cu sau fără substanță de contrast se introduce pentru serviciile decontate de casă, renunțându-se însă la decontarea examenului fungic de urină. Noi nu avem un aparat remene ca atare, nu că nu ne interesează. E bine de știut pentru pacienți că acest remene se decontează acum de casă. Ce e remeneul de fapt? Rezonanța magnetică nucleară. Au fost revizuite reglementările referitoare la situațiile în care Casa de Asigurări sesizează neconcordanțe între investigațiile medicale efectuate și cantitatea de reactive achiziționați de laboratoare și de analize, totodată și neconcordanțe între medicamente materiale sanitare eliberate și cantitatea de medicamente materiale achiziționate de farmacii. Pentru asistența medicală spitalicească se introduce condiția ca în cazul în care prestatorii de servicii pe spitalizare de zi, care au și nu spitalizare continuă, să se asigure obligatoriu prezența unui medic. Dar noi suntem spital, ca atare medic este tot timpul. O altă modificare, se adaugă 2 noi proteze decontate din bugetul de la casă, proteza modulară de gambă cu manșon de silicon și proteza de deget funcțională simplă. Alte modificări, se renunță la raportarea bilunară, lunară sau trimestrială a serviciilor efectuate de furnizori, după caz, în favoarea raportării online în timp real. Noi acum raportarea o făceam la sfârșit de lună la casă. Doresc ca această raportare să fie făcută online în timp real. Adică atunci când s-a efectuat serviciul, imediat da, se da, da. Noi, cu toate că noi, în ambulatoriu, de exemplu, vine pacientul în timp real, se introduce cardul și se
face transmisiunea. Dacă funcționează cardul, da, știți că mai mult nu funcționează. Dar și acum și au o marjă și spune că perioada de raportare în platforma informatică acordat offline, atunci când nu funcționează sistemul, nu numai cardul, ci și sistemul, urmează să fie extinsă de la 72 de ore din momentul acordării la 3 zile lucrătoare. Era o problemă, erau dăți când pica sistemul vinerea și atunci 72 de ore erau vineri, sâmbătă, duminică, iar luni nu mai puteai raporta foile, cazurile și acele cazuri veneau invalidate și casa nu ni le mai plătea. Acum ei au extins la 3 zile lucrătoare fără a lua în calcul ziua în care s-a făcut, să dau exemplu, externarea. Deci dacă e vineri, externarea nu se ia în calcul și 3 zile lucrătoare ar fi luni, marți, miercuri. Atunci poți să raportezi și să-ți valideze și foaia, că au fost foarte multe foi invalidate pe acest și motiv. Și v-ați judecat pentru foile acestea invalidate? Nu. Normal era să răspundă cine, cum n-a mers sistemul. Da, ideea este că noi am făcut o contestație și știți, sunt niște etape. Proceduri. Nu putem să ne ducem direct în instanță cu toate problemele dintr-o dată, treptat. Totodată, actul normativ menționat vizează optimizarea informării asiguraților prin introducerea obligativității afișării la furnizori a informațiilor privind pachetul de prestări de servicii medicale și a tarifelor corespunzătoare. Și totodată casa este cea care pune în aplicare ordonanța 20/2016 privind creșterile salariale la nivelul unităților sanitare publice. După cum știm, din august se măresc salariile și această mărire, această diferență o suportă casa. Pe lângă cei 25%, tot dumnealor suportă și... Să vedem de unde o să mai suporte, pentru că va mai venit acum o bucurie, majorarea valorii tichetelor de masă. Dumneavoastră la spital dădeați tichete de masă, da, tuturor. Acum știu eu dacă o să mă mai țină bugetul, că de la 81,4 s-a votat chiar săptămâna trecută. A trecut, e vorba de un bon valori de 130. Rămâne de văzut de unde veți asigura diferența aceasta de bani. Dacă suntem obligați să dăm tichetele de masă, trebuie să ne asumăm și să le plătim. Ca atare, trebuie să găsim și finanțarea pentru această tichete. Întorcându-ne la contractul cadru, mi spunea dumneavoastră că astea ar fi modificările esențiale, dar îmi spuneați dumneavoastră că există încă extrem de multă birocrație până la semnarea contractului propriu-zis. Când va avea loc semnarea? Dumneavoastră, cum sunteți în pregătirea documentelor? În perioada 1-7 aprilie are loc depunerea de cereri de intrare în relație contractuală cu casa. Noi ne-am pregătit toată documentația. Am spus că luni pe 4 să mergem să depunem cererile, dar cei de la casă au pe data de 4 o întâlnire cu alte probleme, 4 și 5, și atunci a rămas pe miercuri pe 6 să mergem să depunem cererea de intrare în relație contractuală cu casa. Trebuie să încheiem contract pe partea de servicii clinice, pe spitalizare continuă și spitalizare de zi, pe ambulatoriu, pe laboratorul clinic de analize și contract cu recuperare-reabilitare fizică. Ne-am dorit foarte mult să încheiem contractul și cu laboratorul de radiologie, până acum pe ambulatoriu. Până acum n-am avut contract cu radiologia, pentru că de câte ori s-a pus în discuție acest contract cu casa, s-a spus că trebuie să avem un aparat de radiologie nou, performant. Avem, dar nu avem, nu-i plătit acum. Acum avem acest aparat, nefiind plătit, achitat, nu s-a putut pune nici în funcțiune, nepunându-se în funcțiune, nu s-a putut obține nici avizele de la casă, că înainte de a
Una din cererile celor de la casă este de a avea periodic, anual, vine controlul casei, da? Ca să verifice. A venit acum 2 săptămâni pe parte de laborator, a fost pe spital și pe ambulatoriu la începutul anului, iar noi, ca să intrăm în contract cu laboratorul de radiologie, ne trebuia și acea evaluare a casei pe laboratorul de radiologie, care trebuie să fie obținută cu 30 de zile înainte de contractul cu casa. Am sunat la casă chiar săptămâna trecută, dorindu-mi, am zis că să încercăm, poate reușim fără toate. Nu se poate, dar în schimb ne-a promis că undeva în jurul lunii august, spre sfârșitul anului, august-septembrie, vor mai fi modificări și atunci vom putea eventual, dacă este achitat și avem toate avizele, toată documentația pusă la punct, vom putea intra în relație contractuală cu casa și pe laboratorul de radiologie în ambulatoriu. Știți că noi, presa locală și în special eu, de câte ori am avut prilejul la conferințele de presă ale Consiliului Județean, am ridicat problema chiar când ei și-au încheiat aceste socoteli referitoare la cei 4 ani de mandat, nu bifaseră restanța de la Roman cu acest aparat. Ne-au dat asigurări, respectiv ex-vicepreședintele Dan Manoliu, de fapt este încă până la formarea noului Consiliu Județean încă vicepreședinte, că noua administrație publică, noua conducere a județului va prelua și activul și pasivul și că probabil se va achita și cea de-a doua tranșă, se așteaptă o rectificare în această vară și că probabil la rectificarea propriu-zisă vor da acești bani. Mie mi-este teamă de acest lucru, ținând cont că știți că s-a schimbat culoarea politică a Consiliului Județean și atunci să nu existe probleme, însă city managerul primăriei, domnul Bojescu, ne-a zis că dacă nu vor fi plătiți acești bani din bugetul Consiliului Județean, atunci se vor face eforturi pe plan local să fie achitat din bugetul local. Vă zic că oricum problema își va găsi o rezolvare. Da, eu cred că Consiliul Județean se va ține de cuvânt și ne-au promis acești bani, ne vor da banii. Acum că s-a schimbat culoarea politică sau nu, deci nu asta contează, contează binele pacientului, nu? La spital la Roma nu vin numai romașcani. Da, sunt din județ, iar acești oameni poate că au fost și au votat pe numai cei asta, care, există deci și o... vă dați seama că va fi o dezamăgire pentru acele persoane. Dar există și o discriminare generală, că v-am spus că bugetul Spitalului Județean este o gaură neagră continuă, spre deosebire de Roman, care nu are datorii, este un spital care... Aveți dreptate, dar nu este vina celor care nu se adresează, să spunem, Spitalului Județean Piatra Neamț să sufere din cauza managementului Spitalului Județean. N-aș văzut că nici nu mai e un manager acum și domnul Juncu și-a dat demisia, nu mai este și acum fără manager. Da, trebuie ținut cont că Județul Neamț înseamnă, pe lângă Spitalul Județean, înseamnă și Spitalul Municipal de Urgență Roman, înseamnă și Spitalul Bicaz, înseamnă și Spitalul Târgu Neamț și Sfântul Neculai, deci sunt mai multe spitale. Ca atare trebuie dat atenție la toți și Romanul este un spital destul de mare, zic, da? Ca atare sunt 200.000 de locuitori din prejmuiri care se adresează acestui spital. Ca atare nu putem spune că... Plus accidentele de pe european. Într-o statistică pe 2015 pacienții care s-au adresat spitalului Roman comparativ cu Spitalul Județean Piatra Neamț sunt, bine, Piatra Neamț au fost mai mulți, dar oarecum nu sunt la jumătate, sunt undeva cam la 3 pătrimi spre, înțelegeți? Și atunci da.
Și mai există o discriminare majoră aici, pe care noi totdeauna am ridicat-o. Deci, Spitalul Județean primește dublă finanțare. El este finanțat pe de o parte din bugetul Consiliului Județean, iar dincolo de aceasta și din bugetul Consiliului Local Piatra Neamț. Și atunci există chiar o discriminare. Plus că are aceeași categorie spitalul, gradul 3 roman, gradul 3 suntem acreditat și cu punctaj mai cu punctaj superior celui județean. Adică la roman chiar a ieșit un punctaj aproape spre maxim. Nu, v-am spus, am încredere în Consiliul Județean și ca atare îi rugăm să ne sprijine în continuare. Eu sunt mai sceptică din acest punct de vedere, ținând cont de declarațiile din timpul campaniei electorale, care nu au fost tocmai prietenoase romanului. Cum să zic, știți cum în timpul campaniilor electorale se spun multe lucruri, care după aia poate se regretă. Ca atare... Da. Nu pun bază pe ce s-a spus înainte. Da. Noi avem încredere ca atare... Nu. Deci dacă am terminat problemele de contract și... Da, contractul, din câte am înțeles, ne-au spus doamna președinte a casei, se va semna în jurul 27-29 iulie. Până atunci se depun cererile 1-7 iulie, după care se afișează lista furnizorilor declarați eligibil, că ei verifică această documentație și dacă lipsește ceva, dacă este vreo problemă, anunță, trebuie imediat trimise documentele care lipsesc. Pe data de 13 iulie este o întâlnire cu reprezentanții spitalului în vederea negocierii tarifelor pentru anul 2016. Pe 19 se depun contestațiile în caz că nu ești mulțumit cu tariful respectiv și, deci, zi de zi se întâmplă câte ceva, să spun așa, și pe 27-29 iulie se semnează contractul. Este ultima zi, 29 iulie, în care se semnează contractul cu casa. În opinia mea și în ceea ce ați pregătit, din hârtiile pe care le-ați pregătit, ar fi nevoie de majorarea unor tarife pentru anumite servicii medicale ca să țină pasul cu inflația și cu... De o majorare ar fi nevoie, dar chiar s-a pus în discuții săptămâna trecută luni, ne-am dus la casă să ne spună despre noul contract și să semnăm pentru actul adițional pentru luna iulie, pentru că pe luna iulie mergem tot cu vechiul contract și chiar domnul doctor Juncu, managerul de la Spitalul Județean, a ridicat problema că, domnule, nu este corect un spital de urgență să fie plătit pe caz DRG. Pentru că nouă ne spune, să dau un exemplu, eu dau tot ortopedia că acolo sunt eu, nu? Avem voi 101 externări pe lună, da? În momentul în care ai un accident rutier, un accident colectiv de muncă, bine, ăla colectiv de muncă le excludem că doamna președintă casei a spus că intră la urgență. Nu, a zis că intră, va fi plătit de minister, da, și nu de casă. Ca și urgență. Ca și urgență fiind accidente de muncă. Dar este un cod roșu, un accident rutier. Vin multe victime, da? Nu poți să spui spre sfârșitul lunii, domnule, eu nu mai pot interna că deja mi-am depășit numărul. La deci așa ceva nu se poate. Ca și analizele, știți? Da, și analizele și tot. Și atunci s-a dorit medicale. Și am zis, domnule, trebuie mărit tariful. Și am zis, domnule, pe noi, când de aici nu avem bani să plătim salariații, să nu știu ce. Casa a răspuns destul de clar. Noi plătim salariații. Nu este treaba casei să plătească salariații. Treaba casei este să susțină doar cei 25% plus majorarea asta. Sunt și alte fonduri. Aveți și alte finanțări. Ei sunt destul de... Tranșanți. Da, pe ei nu-i interesează. Plus că mărirea nu se poate face decât cu cel mult 25% din tariful de anul trecut. Dar majorarea salarială prevăzută de o lege organică, vă dați seama, aberația. Este o aberație cumplită aici. Da, și după care spun, domnule, dar noi, tu ca să mărești, trebuie sunt... Cum se calculează acest tarif, de fapt și de drept? Este vorba despre
o formulă matematică, iar suma contractată, de fapt, se calculează în funcție de un... pe fiecare grad de spital, noi fiind spital gradul 3, avem un 85% minus 5, este 80%. Deci suma contractată este un P. Ce înseamnă cel minus 5? Așa se scade, este o formulă matematică, în funcție de gradul spitalului se scade. Se pornește de la 85%. Ești gradul 1, rămâi 85%. Ești gradul 2, se scade minus 4%. Gradul 3, cum suntem noi, minus 5%, iar gradul 4 se duce cu un minus 15%. Ceea ce este o aberație efectivă, pentru că dați-mi voie să iau bani la operație de apendicită, doar nu faci într-un fel la roman și altfel la exact, la fel la am Iași. Spus și noi și deci... pe ei nu interesează. Plus că se ia în calcul numărul de paturi, dar nu numărul de paturi pe care le are spitalul. Spitalul are 666 de paturi, da? În relația contractuală anul trecut s-a intrat cu 654 de paturi, au fost contractate. Anul ăsta cei de la casă au spus că 20 de paturi se iau de la județul Neamț. Iar aceste 20 de paturi inițial se dorea, doamna președintă dorea să le ia de la Opsnaș. Am înțeles că nu s-au putut Opsnaș înțelege. Opsnaș e casa specială a celor din nu s-a militarilor. Putut înțelege cu dumnealor și ca atare luni tocmai se întâlnesc să vadă cum de unde iau aceste 20 de paturi, de la ce spitale. E clar că e posibil să se ia și de la și noi. Și dacă ar fi să revedeți acest număr de paturi, dumneavoastră, de unde ați putea ciupi așa, că, cam cât ar reveni spitalului Roman? Vă dați seama, noi nu vrem să ne ciupească nimic. Da, da. Noi le vrem pe toate, dar pentru că cu cât avem mai multe paturi, cu atât și finanțarea este mai mare. Sperăm, să vedem mâine exact. Poate reușești că pe cei de la Opsnaș să-i convingă că acolo... Sunt extrem de multe aberații. Medicii de familie sunt din ce în ce mai nemulțumiți de asta, au amenințat că nu vor semna contractul cadru. S-ar putea ajunge într-o asemenea situație și la spitale dacă se mai apasă pe pedala asta a reducerii de paturi, a reducerii de costuri când ele ar trebui majorate. Ei și-o țin pe-a dumnealor. Da, și poți, probabil dacă nu semnezi, o să fii undeva de obligat. Da. O să fii obligat și în funcție de anvelopa de fonduri. Da, dar lor le este simplu. N-ai semnat să văd cu ce ai plătit. Cu ce îți plătești salariații, cu ce îți plătești... Este un soi de șantaj. Da, da, da. Păi acum câțiva ani, din câte țin minte, nu s-a semnat și s-a mers la București. Și le-au spus destul de clar. Dom'le, ori semnați, ori... vă descurcați fără. Deci nu există... Plus, revenind la suma contractată, deci pe lângă numărul de paturi, contează foarte mult indicele de complexitate a cazului, contează durata medie de spitalizare și aici deci un tânăr care are un traumatism, da? Îl operezi. Nu poți să spui că, domnule, ce diagnostice să-i pui, să-i inventezi sau, Doamne ferește, să-i faci un indice de complexitate. Deci, tânărul tot timpul va avea un indice de complexitate a cazului foarte scăzut, pentru că se presupune că organismul este puternic și recuperează repede. Vârstnicul este cel care are un ICM mai crescut pentru că sunt bolile secundare, tarele organice care cresc indicele. Ca atare, nu este vina medicului că s-au internat luna asta numai tinereți, să spunem. Și de aici îți scade indicele de complexitate. Cazurile care sunt grave sunt pacienți pe secția de chirurgie care stau și câte o lună de zile. Da, am avut și eu pe ortopedie un pacient cu o fractură deschisă de gambă care a stat o lună și ceva. Deci nu poți să fugărești acel caz acasă dacă nu este bine, pentru că tot înapoi se întoarce și tot pe capul tău stă. Și atunci nu poți să-i spui medicului toată ziua, domnule, vreau un ICM bun, vreau o durată medie scăzută, vreau. Deci trebuie să înțeleagă și ei, dar nu. Ce sunt tranșanțe. Asta este formula de calcul, după asta noi mergem mai departe. Ca atare, suma...
Dacă ați terminat cu acest contract, ar vrea să trecem la alte aspecte din Spitalul Municipal Roman. Iată că cu pași ușori, dar sigur, spitalul din Roman se apropie de o modernizare totală. Mai e foarte puține secții de modernizat. Care ar mai fi acelea și... Da, secțiile care mai trebuie modernizate sunt secția de orele, secția de anatomie patologică, de recuperare și reabilitare fizică și secția de endocrine. Pentru secția de ORL deja s-a început. De fapt, noi am fi început mai de mult, dar fiind blocați cu acest aparat, revenim iară la aparatul de radiologie, pentru că noi trebuia să spunem, domnule, să arătăm că în bugetul spitalului ar fi acești bani. Și atunci s-a renunțat la multe modernizări, tocmai pentru a putea spune, dar de fapt și de drept, nouă ne trebuie că, da, acești bani sunt, este rezerva de apă, pentru care am terminat, nu am terminat, am oprit lucrările, dar o să vină cei de la ISU și o să spună, domnule, dar nu obțineți autorizația pentru că nu ați finalizat cu rezerva de apă. Și lucrările s-au sistat, s-au început atunci și pentru orele, deci noi am vrut să începem mai de mult, dar tot din același motiv am sistat totul, tocmai să vedem exact ce se întâmplă cu acești bani. Din cauza asta noi rugăm și revenim iară cu rugămintea la Consiliul Județean să ne sprijine. Până la sfârșitul verii trebuie să tranșeze această situație. Vedeți că guvernul nu se grăbește să facă rectificare și toată lumea se miră. Deci nu s-a ajuns nici într-un an ca la ora asta să nu fie deja o rectificare bugetară. Se pare că întârzie tot guvernul se plânge că are bani, rămâne de văzut. Ce se întâmplă cu salvarea? Mașina Team Smurt. Da, săptămâna trecută m-a sunat, de fapt, la întâlnirea de la casă. Am discutat cu domnul doctor Juncu, care spunea că a înaintat către Consiliul Județean adresa venită de la minister, de la Comisia Interministerială, precum că această comisie este de acord cu mașina Timp la Piatra Neamț, a doua mașină, și să funcționeze la Roman. Ca o soluție cu a doua linie de gardă. A doua linie de gardă. Și domnul doctor Păsălău chiar joi m-a sunat spunându-mi că da, Comisia Interministerială a fost de acord, au trimis hârtie către dumnealor spunând că acordul a dat către minister și Ministerul Sănătății să fie cel care spune da sau nu. Că cei de la Ministerul Sănătății au spus acum, domnule, știi, să vedem, să trimiteți o notă, de fapt ca un memoriu făcut, chiar trebuie a doua linie de gardă, când e vorba de dată a doua linie de gardă, trebuie să puneți și bani. Și atunci am refăcut acel memoriu care l-am înaintat tuturor la un moment dat, l-am refăcut și l-am trimis Spitalului Județean tocmai pentru a-l trimite Consiliului Județean și mai departe Consiliul Județean la minister, să putem primi aprobarea. Problema n-ar fi numai asta, problema ar mai fi, zicea și domnul doctor Păsălău, că deci trebuie încheiat un contract cu timp parțial de muncă pentru medici și asistenți. Pe statul de funcții la Spitalul Județean, domnul doctor spunea că pe UPU locuri vacante ca pentru medici au, dar pentru asistenți toate locurile sunt blocate. Nu sunt blocate, sunt ocupate. Fiind ocupate, atunci trebuie să facă solicitare la Consiliul Local să modifice, să suplimenteze aceste posturi și apoi cu aprobare că au și finanțare, să putem, încât acum chiar îi spuneam domnului doctor că o să dureze foarte mult și până când ne dă ministerul răspunsul și în paralel să se meargă și cu partea asta, pentru că noi, fiind contract cu timp parțial, sunt pontaje diferite.
Ei, acești salariați care o să lucreze pe mașina timp, lucrează și la spital, trebuie să-și facă norma de 146 de ore pe lună, da? Și în contractul cu timp parțial de la Piatra Neamț, orele care o să fie suplimentare, ca atare, fiind pontaje diferite, i-am explicat domnului doctor, nu pot să spun că, domnule, el figurează la mine, dar e pe mașină. Nu se poate. Dar într-un final o să obținem și avizul, o să obținem și... Sunt dar mai durează, mai durează, asta e ideea. Că... Ideea este că această mașină a fost folosită de când a fost luată de la Roman, o singură dată, dacă nu mă înșel, săptămâna trecută într-un caz de urgență, în rest ea stă și așteaptă în timp ce într-un spital ca Romanul este nevoie de ea. Deci, ca din de punctul meu de vedere, era mai ușor să se facă o excepție de la lege și să fie de acord cu această mașină la Roman, ținând cont de toate accidentele rutiere care au loc. Iată că nici intervenția politică. Știm foarte bine că senatorul Ioan Chelar a făcut o interpelare ministrului Sănătății, nici nu știu ce i-a răspuns ministrul. Problema se tergiversează. Ați primit? Am primit răspuns. Exact ce știm. Că este în studiu. Nu. Va funcționa la Piatra Neamț și a doua mașină cu înființarea celei de-a doua linii care să lucreze cu punct de lucru la Roman. Deci asta a fost decizia. Ceea ce lucrăm acum să obținem avizele astea. Criza de sânge, doamna director. Din ce în ce mai mult sunteți chirurg, sunteți, vă loviți în fiecare zi de aceasta. Am văzut că aceste centre de transfuzii reușesc să asigure cam jumătate din necesarul de sânge. Sunt și multe accidente, dar s-a modificat și legislația, oamenii donează din ce în ce mai puțin. Da, într-adevăr, o problemă cu sângele este și la Spitalul Roman. Chiar doamna doctor Popescu, medicul șef de secția ATI, a făcut o adresă către conducerea spitalului rugând să trimitem pe secții ca medicii să informeze acei pacienți care au nevoie de sânge, familiile lor să meargă și să doneze, pentru că nu avem altă posibilitate. Noi spunem tuturor pacienților și familiilor, dar cred că cel mai bine ar fi să se facă o campanie pentru donare. Din câte știu, se pregătește o asemenea campanie și a fost luat foarte... foarte în serios lipsa aceasta de sânge. Chiar dorim să ajutăm și noi spitalul, că avem, de fapt, pentru noi ne trebuie acest sânge, nouă ne trebuie și este binevenită această campanie de cum să nu. Să ne întoarcem la ceea ce a bulversat sistemul sanitar românesc, această criză cu Hexifarma. Aceasta a dat peste cap tot ceea ce se știa la nivelul spitalelor despre aceste infecții nozocomiale, despre modul de raportare a lor. Spuneți-mi cum a fost afectat spitalul de la Roman de această criză, pentru că, din fericire, noi am discutat în conferințe de presă această chestiune, dar din fericire spitalul Roman n-a depins în exclusivitate doar de dezinfectantele de la Hexifarma, ci a mai avut și rezervă. De la ultima noastră conferință de presă, ce noutăți aveați? Pentru că la un moment dat ați primit de la firmă o adresă prin care vi se cerea să sigilați, să fiți despăgubiți. Noi tot ce a însemnat Hexi le-am sigilat, le-am pus deoparte. Tocmai am trimis adresa firmei să vină să ridice tot ce înseamnă Hexi, dar am primit o adresă de la dumnealor zicând că atâta timp cât conturile dumnealor sunt blocate,
până când nu se deblochează contul, n-au cum și să acolo trimită. Situația, ați văzut mai ales după moartea lui Condrea, situația este din ce în ce mai complicată și nimănui nu-i pasă de ce se întâmplă. Da, după în ce sistem. Am primit acea adresă undeva pe la mijlocul lunii iunie, noi am făcut din nou o adresă dumnealor, spunându-le, dându-le și termen să vină. N-am primit încă niciun răspuns, sperăm să putem. Cum ați... Oricum, ultimele facturi n-au fost plătite, cel puțin din punctul ăsta de vedere am avut oarecum un pic de noroc, n-am apucat să plătim și facturile ultimele, iar suma cu care noi ne constituim a ajuns undeva în jurul la 10-11 mii de ron. Tot ce a însemnat, tot ce avem pe stoc sigilat Hexifarm. Cum ați recuperat diferența necesară de asta și cum că am înțeles că s-a schimbat și maniera de a raporta aceste infecții nozocomiale și medicii sunt mai atenți în recoltarea de probe și așa mai departe, cum au ieșit analizele, dacă s-au repetat cu mai mare conștiinciozitate de atunci? Da, noi și atunci când a fost problema cu Hexifarm, v-am mai spus, au venit de la DSP, inspectorii sanitari și au prelevat probe care au ieșit negative, probe de sanitație. Periodic, la nivelul compartimentului de prevenire și control al infecțiilor nozocomiale, unde doamna doctor Melinte este cea care se ocupă de acest compartiment, se ia analize din spital, acel autocontrol. Și lună, de fapt săptămânal, doamna doctor are o listă făcută, o programare și săptămânal în zilele de marți și miercuri se iau probe de pe secțiile conform programării. Aceste autocontroale la noi la spital au ieșit bune. Am mai avut săptămâna trecută sau nu, acum două săptămâni, la fel de la DSP au venit și au luat probe de la obstetrică, ginecologie și neonatologie și la fel au ieșit bune probele. Chiar săptămâna trecută, acum joi sau vinere, au venit și au luat tot de la DSP probe de pe chirurgie și așteptăm rezultatele, dar chiar doamna doctor care a venit de la DSP a și spus că e curat, e bine, se respectă toate procedeele care trebuie. Bine, dar am impresia că și de când cu acest scandal există și exigență mai mare. Există exigență mai mare. Într-adevăr, noi chiar am insistat la doamna doctor și am rugat să facem și cursuri de instruire profesională periodică a personalului medical privind prevenirea infecțiilor. Aceste cursuri au interesat în special infirmierile și îngrijitoarele de curățenie, la care a asistat și asistenta șef a secției și medicul șef, iar această instruire se finalizează cu un... se dă o testare și săptămâna viitoare, de luni, încep testările la îngrijitori și infirmieri pe această temă, tocmai să fim siguri că ceea ce li s-a readus la cunoștință și li s-a spus și știu cum ar veni. Deci, doamna director, îmi spuneați că lucrurile stau relativ bine la Spitalul Roman în ceea ce privește aceste infecții nozocomiale. V-aș mai pune, mai avem vreo 7 minute până la sfârșitul emisiunii, mai am un subiect fierbinte, cel al mamelor minore. Iată că din ce în ce mai multe copilițe ajung să dea naștere unor copii cu toate... Cum mai stăm la capitolul acesta? Pentru că Romanul ocupa un loc fruntaș la capitolul acesta. Cum stăm până la jumătatea anului cu... Da, din datele de pe secția de obstetrică ginecologie, în primele 6 luni au avut loc 600
128 de nașteri, din care 34 de mame au fost minore. Aceste mame minore de obicei provin din mediul rural, dar nu este o regulă. Deci balanța între mediul rural și urban nu este... Însă aici există și un mediu social. Da, da, da. De obicei provin din familii dezorganizate, și un nivel socioeconomic scăzut. Sunt acele fete care nu merg la școală, care nu sunt... Și lipsa unei educații sanitare, educații sexuale corespunzătoare. Într-adevăr, această problemă, își spune cuvântul, pentru că a avea o sarcină la o vârstă atât de fragilă și riscurile sunt crescute. În primul rând, riscul obstetrical, organismul nu este pregătit pentru a purta o sarcină. Din punct de vedere al maturității sale. Da, păi de a-și naște și atunci când naște... Au loc rupturi, au loc hemoragii, plus că apare nu frecvent, dar un risc crescut la aceste mame este cea disgravidia de ultim trimestru cu risc de comă eclampsică. Ce și înseamnă acest lucru? Să pierdă copilul? De obicei, deci coma eclampsică o face pe hipertensiune. Tensiunea fiind crescută, de aici apar convulsii. Din mamele, aceste 34 de mame, nici o mamă nu a pierdut copilul, dar o parte din ele au avut probleme la nașteri. Că în final au ajuns cu bine acasă, asta numai medicul care a născut știe prin ce trece. Și de regulă toate aceste sarcini sunt după aceea probleme în a crește copilul. Pentru normal, că provenind pentru că o... ele sunt niște copile. Adică... Numai asta, dar gândiți-vă lipsa posibilităților materiale, ele provin din familie așa cum sunt, acești copii. Deci, un caz recent, o mamă de 13 ani care a născut și care nici nu are unde să se ducă, nici nu are ce face cu copilul, drept dovadă s-a luat legătura cu asistența socială și se așteaptă să vedem. Există la Roman aici, la Romania, dar nu țin mult acolo, câteva luni. Da, după care după aia, da, când plinește, da. La Piatra Neam și spre adopție. Da, bine aici, după mine și școala și societatea are o... Plus că și riscul cel mai mare la aceste fete care își încep viața sexuală precoce, vă dați seama că și partenerul, nu cred că toată viața va fi același partener. Ca atare încep viața de vreme, parteneri multipli și riscul de cancer de col uterin la o vârstă destul de fragedă este foarte crescut. Ca atare cel mai bine ar fi să fie educate din punct de vedere sexual. Bun, este o tară a societății noastre, o falsă pudoare, o necunoaștere a ceea ce înseamnă începerea vieții, după aia chiar în familia aceea ar trebui să intervină medicul de familie, să îi se facă educație prin contracepția și așa mai departe, toate... Într-adevăr. Aceste... Dar atâta timp cât sunt mame minore, e clar că undeva se nu se rezolvă problema cum trebuie. M-aș întoarce un pic la contract. În urmă cu anul trecut și acum 2 ani ați avut mari probleme privind adaptarea spitalului la ceea ce înseamnă internarea de o zi, că știți că exista un dezechilibru total între internarea de o zi, mai puțin obișnuită în spitalele românești, și internarea cu durată mai mare. Dacă aveți idee cum ați reușit să echilibrați acestea și cam la ce pondere au reușit să se ajungă? Deci spitalizarea de zi este pentru 12 ore, maxim 12 ore. Noi la nivelul spitalului avem 20 de paturi pentru spitalizare de zi.
Până în prezent nu s-a pus în discuție ca această spitalizare de zi, aceste paturi să fie într-o anumită zonă a secțiilor. Da? Fiecare are pe secție și paturi pentru spitalizare de zi. Normele s-au schimbat și se dorește ca începând de anul următor să avem strict o secție pentru spitalizare de zi. Și toți pacienții care sunt, că-i pe medicală, că-i pe chirurgie, că-i pe altă secție, cum ar veni să fie în același loc. O să trebuiască să ne conformăm și cu această problemă, pentru că, într-adevăr, ne trebuie un spațiu alocat pentru această spitalizare de zi. În momentul de față, numărul de foi de zi față de anii precedenți au crescut și se insistă din ce în ce mai mult pe aceste foi de zi. Ca atare, cred că la anul vom avea din ce în ce mai multe foi de zi. Ceea ce reduce costurile cu repercusiunile reducerea costurilor. Și aceste foi de zi sunt oarecum mai bine plătite decât dacă a interna pacientul să rezolve aceeași problemă pe o foaie continuă. Pentru că pe o foaie continuă ești obligat să-l ții mai mult de 24 de ore, ținându-l mai mult de 24 de ore, se cheltuie mai mult. Ca atare, dacă se poate, că nimeni nu spune, nu te obligă să faci foaie de zi dacă diagnosticul este pentru foaie continuă sau dacă sunt complicații, la fel, se transformă în foaie continuă. Dar sunt și diagnostice care se pot face pe foi de zi, se pot face analize, se pot face radiografii, plus tratamentul care se impune. Ultimele două lucruri, mai avem două minute, v-aș ruga să vi le folosiți dumneavoastră așa pentru a-mi răspunde la ultimele două întrebări. Deficitul de personal, cum ați mai rezolvat-o și parcă cineva în mod continuu țintește în acest sistem sanitar să-l șubrezească, deși el este pe alocuri destul de șubred. Care e opinia dumneavoastră ca și specialist privind scandalul acela intervenit cu medicii trimiși de o anumită firmă medicală, adică sponsorizările pe care le dau firmele acestea? Știu că ele sunt o modalitate de a obține fonduri pentru tocmai pentru a înlocui ceea ce nu dă statul. Uitați-vă că vă spun, domnule, mai căutați și alte fonduri. Păi, o sursă de fonduri sunt aceste. Și iată că aici se intră sub incidența legii din acest punct de vedere. Într-adevăr, sunt probleme din punctul ăsta de vedere, dar și firmele încearcă să fie cât mai corecte acum, eventual până când nu se reglementează legislația din acest punct de vedere, nu mai sponsorizează sau dacă se fac sponsorizări, am înțeles că cel mai recomandat ar fi acea sponsorizare pe care o primește medicul să fie înștiințată conducerea spitalului de sponsorizarea respectivă, adică să existe o transparență. Plus că toate sponsorizările pe care le primește un medic la sfârșit de an trebuie raportate și apar pe site. Deci poți să intri și să vezi medicul X unde a plecat și ce sponsorizări a avut. Într-adevăr, pentru a merge la congrese, uitați, congresul de ortopedie de la Sorotu, care an de an se face în locuri diferite. Anul ăsta este la Băile Felix, la Oradea. Când? Și chiar la sfârșitul lui septembrie. Și chiar spunea în discuția care am avut-o când a fost un curs de chirurgie a piciorului la Iași săptămâna trecută, chiar spuneau colegii că ne-ar ajunge ceva la genul de 800 de euro. 250 de euro costă doar taxa, 200 de euro să fii membru în societatea ortopezilor români și traumatologi, din start 450 de euro plus taxele, plus cazare, plus tot. Sunt niște sume pe care 850 de euro sunt mulți în bani, în condițiile în care este salariul. Și pe de altă parte, și noi, medicii, trebuie să fim informați, trebuie să mergem periodic la aceste congrese tocmai pentru a vedea ce este nou și
De aici necesitatea fiind de a într-un fi, cerc da. Vicios. Dar cel mai bine ar fi să fie reglementat din punct de vedere legislativ, să nu mai existe discuții că a mers pentru firma cutare, că vezi, Doamne, nu știu ce. Dar oricum noi, nu medicul direct, poate, pentru că medicul nu are el nicio treabă direct cu asta, are treaba acel serviciu al spitalului care face contractări cu firma respectivă. Aici a fost o falsă problemă. Nu, sunt o parte de, de firme de medicamente cu care spitalul nu are niciun contract. Da. De bună oară pe antiinflamatorii. Noi, ca antiinflamatoriu pe spital, folosim doar refenul și diclofenacul, da? Bine, și corticosteroizii. Nu avem nicio treabă cu ceilalți antiinflamatori. Criza de personal, cum ați mai rezolvat? Da, au fost concursuri, s-au dat la sfârșitul lunii mai și iunie concurs pentru medici, chiar au fost publicate și scoase la concurs post de pediatrie pentru endocrinologie și diabet, nu s-a înscris nimeni, iar pentru chirurgie post de medic specialist s-au înscris doi doctori, unul nu s-a mai prezentat la concurs, celălalt care s-a prezentat nu l-a luat și ca atare postul de chirurg specialist nu a fost ocupat, iar pentru psiatrie a venit o doamnă doctor, a dat și a luat concursul, va începe activitatea zilele următoare. În oncologia, marea durere a spitalului. Oncologia s-a ocupat postul când în sfârșitul aprilie. Și s-a prezentat doamna doctor. S-a prezentat doamna doctor Țăranu, chiar vine și la, este în activitate. Da, vă lucrați în continuare cu doamna doctor Lucian. Da, da, până la sfârșitul anului, când este contractul, după care mai târziu să vedem cum spune și dumneaei. Da, de câți medici ați avea nevoie acolo la... N-ar strica să fie doi. Da. Da. Alte posturi s-a mai scos la concurs postul de psiholog pentru secția de psiatrie, au fost 5 candidați, n-au luat niciunul concursul, apoi s-a mai ocupat 2 posturi de brancardier la ATI, 2 la CPU, post de îngrijitor curățenie la chirurgie infantilă, oncologie, CPU, radiologie și... Am trimis spre publicare la monitorul oficial, vom scoate în decursul lunii iulie și începutul lunii august post de îngrijitor curățenie pentru 2 posturi pentru medicină internă, 3 posturi pentru chirurgie, un post pentru medicală, OG și chirurgie infantilă, un post de infirmier la oncologie, un brancardier la psiatrie și asistenț medical 4 posturi, unul pentru cardiologie, neonatologie, chirurgie infantilă și CPU. Alte posturi pentru informatică și statistică, 1,5 de normă pentru autopsier și 1,5 de normă pentru registrator la chirurgie infantilă, pentru că doamna care era, era pe perioadă determinată, s-a încheiat contractul și trebuie scos postul la concurs. Doamna director, vă mulțumesc pentru amabilitatea cu care ați răspuns invitației noastre și sperăm că am atins toate problemele. Stimați respectatori, vă spunem o zi bună, rămâneți pe Roman 24 online.